înainte de meci, abia se dezvăluie sau chiar în timpul partidei. Hai să-i zicem scenografie. Da, nu e coreografie, într-adevăr, e o punere în scenă. 2020. Din dorința a milioane de oameni, din dorința unora care nu au înțeles fenomenul fotbal. Între timp, treburi mai importante, s-a tras la sorți terenul. Am impresia că a câștigat Ali Bek și îl văd pe Ali Bek schimbând acum, dând stadionul înapoi, în tabăra sau Ovidiu Hasegan. Ovidiu Hasegan este la centru, a condus și partida din noiembrie, dintre cele două echipe, atunci când Dinamo a câștigat 3-1, a dat două lovituri de la 11 metri Hasegan în acel meci, una pentru Dinamo, una pentru Steaua. Da, mesajul galeriei este că în 2020 se va ridica un stadion nou fără pistă, așa cum își doresc suporterii dinamoviști, pentru turneul final al campionatului european. Și pe de altă parte, bineînțeles, săgeata îndreptată către steliști. Nu e săgeată. No? Nu, din dorința unora care nu au înțeles fenomenul fotbal, Steaua va dispărea. Nu, e chiar un mesaj de simpatie sau de empatie, dacă vrei. Da, de susținere. De susținere. Dar un gest frumos, pe care sperăm galeria adversă l-a înțeles. E greu de văzut, se mai ridică niște bannere în tribună. Jucătorii sunt oricum pregătiți să înceapă această partidă. Dinamo este echipa care va avea lovitura de start. Da, Ali Bek a câștigat tragerea la sorți și el a ales terenul din stânga, cu priviți dumneavoastră. Mă întreb dacă s-a gândit cumva la Niță și la presiunea la care va fi supus portarul Stelei, probabil mai mare în repriza a doua. Exact, cred că asta a și luat în calcul, să fie prima parte cea cu presiune și partea a doua să stea în fața propriilor suporteri. Oricum, de remarcat și un număr destul de serios de susținători al Stelei. Da, nu am văzut de mult, nu știu dacă am văzut vreodată atâția suporteri ai Stelei pe Arena Națională, poate în 2013-2014, când abia se dăduse în folosit stadionul. Bine, l-ai pus pe Niță în spatele suporterilor lui Dinamo, dar la început rezerva de materiale de război, să zicem, e neatinsă. E adevărat, acum da. Se pot arunca foarte multe suluri de hârtie. Am și fost avertizați înainte de meci că s-ar putea să avem ceva întârzieri. Dar meciul este pornit în acest moment, prieteni. Dinamo în tricouri albe atacă la poarta din stânga în prima repriză. Boldrin, o minge care se îndrepta spre Ovidiu Popescu, alunecat stelistul. Ali Bek, un fanion ridicat de arbitrul asistent, nemulțumit Regecamp. Asistentul îi semnalizează lui Hasegan faptul că a fost un fault asupra lui Pleașcă și a oprit jocul. Da, momentele de care eram avertizați se întâmplă acum. Spectacol. Role de hârtie invadează terenul în spatele porții lui Niță și suporterii dinamoviști intră în priză. Mii de suporteri steliști, dincolo o peluză întreagă, ocupată până sus, o peluză compactă. Dinamo domină net duelul galeriilor și dacă echipa s-ar ridica la nivelul galeriei Dinamo, este probabil că Dinamo ar câștiga fără probleme campionat după campionat. Da, de partea cealaltă nu avem coreografii sponsorizate, dar jucăm meciuri adevărate și este emblema UEFA Champions League. Un fel de sărași, dar cinstiți. Da, e sticla veche, să spun așa, de Champions League. Ar trebui să o actualizeze. Nu se poate juca, sunt clare momente de întrerupere. Oamenii încearcă să curețe acolo suprafața de pedeapsă a lui Niță.
Cred că mai stăm câteva minute bune. Stăm, cred că ar trebui niște buldozere. Da. E multă, multă hârtie aruncată acolo. Când te gândești iarăși câți copaci au fost tăiați pentru da, hârtiile astea, nu? Pădurile patrie. Lasă că alții scriu cărți. E adevărat, da. Da, niște torțe ar face minuni. Să sperăm că n-avem parte de ele, pentru că trebuie să ne lipsim de așa ceva. Hai să revenim la discuția aceea a semnalizării lui Tavi Șovre. Da. Aș fi vrut să văd o reluare a acelei faze, pentru că Steaua părea că va construi un atac periculos. Era într-un oarecare avantaj, într-adevăr, Alibec plecase din zona respectivă cu mingea la picior, se ducea spre centrul terenului. Asistentul a preferat să îi semnalizeze lui Hategan și să oprească acțiunea de atac. Scenografiile coboară. Cât de curând vom putea vedea și fotbal. Dar oricum este o atmosferă de derby, o atmosferă spectaculoasă, o atmosferă de mare meci și la București. Așa cum spuneai și luni, ne-au cam lipsit confruntările astea. Și vorbeam și înainte de startul partidei, în intervenția noastră, sistemul ăsta competițional, dacă are ceva bun, să spunem în el așa, are faptul că poți vedea un Steaua Dinamo de 4 ori într-un sezon. Asta dacă nu se mai întâlnesc prin cupă sau și prin cupa ligii. Ceea ce, cu siguranță, într-o astfel de atmosferă și cu astfel de echipe, fotbalul e mai plăcut. Da, e un sistem bun. Fără doar e un sistem bun. Întrebarea este dacă merită să se înjumătățească punctele. Aici au cam crit cei de pe primele locuri în clasa. Da, întotdeauna cei care sunt locurile 1-2 ar vrea să nu se înjumătățească punctele. Cei care sunt 5-6 spun că este cea mai bună decizie să facă punctele pe jumătate. E da, normal, dar uite, cu această înjumătățire a punctelor, campionatul se strânge, lupta devine mai interesantă la primele locuri și iată nici la retrogradare lucrurile nu sunt rezolvate încă din turneul regulat. Să ne gândim la Timișoara, care a plecat cu o penalizare de 14 puncte și care iată are șanse mari să se salveze. Și